fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai vrednic oare e să rabzi în cuget a vitegiei prăștii și săgeți? Mă scuzați. Sau fierul să-l ridice asupra mării de griji și să le curmi? Să mori, să dormi, fără salariu. Dacă aveți cumva impresia că am un nebunit, vă înșelați. Sau cel puțin, oricum, nu vorbim despre mine. Doamnelor și domnilor, astăzi la Râmnicu Vâlcea, după tăvăleala de ieri cu prefectul, ministrul economiei Varujan Vosganian, a mers să vorbească cu oamenii. V-a prins, le-a vorbit despre Hamlet. Iar eu v-am recitat în această seară puțin din Hamlet, de fapt, textul cel mai cunoscut, care e ușor suicidar așa, încercând să înțelegem împreună ce a vrut Varujan Vosganian să le spună. Haideți să-i vedem. Procedura de insolvență ați promis că este una însoțită de sprijin financiar. 25 de milioane de euro credite la bănci garanția statului, 20 de milioane ajutări sau gandare. A spus că vă înțelegeți cu reprezentanții Comisiei Europene. Din păcate, noi știam răspunsul că v-a spus, v-am dat acel aviz, din păcate, altul nu mai vedeți. O iau de la început. Când am venit în acest combinat, am găsit un combinat distrus. Distrus. Cu datorii de 800 de miliarde, milioane de euro. 800 de milioane de euro. Gajat integral. Deci nu numai că eram datorat cu 800 de milioane de euro, era integral gajat. Numai bordurile, parcelele și păsările care zburau pe cer nu erau gajate. Vă rog foarte mult să mă lăsați să continui. Vă rog să mă lăsați să continui. Deci era și vândut, și vândut, și îndatorat. O situație care n-a mai existat în istoria României. Putul mai trebuie a spus, n-are rost să pierdem vremea cu timp. Închideți-l și terminați-l cu el. Și eu lupt ca să-l țin deschis și dumneavoastră astăzi îmi dați lecții că vă plictisesc cu planul de restructurare. Eu vă mărturisesc faptul că această fază cu Hamlet, partea cu Hamlet, n-a prins-o nimeni, n-a filmat-o nimeni, dar presa din Vâlcea prezentă la acest eveniment e foc și pară. Adică zice, domnule, a venit de acolo, de la București, să-și bată joc de noi. Acum aș vrea să-i liniștesc puțin pe colegii olteni din presa de la Vâlcea și să le povestesc că domnul ministru Varujan Vosganian, pe vremea când era ministru de finanțe, mai țineți minte mandatul ăla 2007-2008, a adus un pian la Ministerul de Finanțe. Și era bine, cânta la pian, de răsuna ministerul, stăteau toți acolo și ascultau așa, ușor, ușor, pâș-pâș, nu cumva să stricăm așa atmosfera. Problema a fost că la sfârșitul anului 2008, când am văzut ce au făcut aia la Ministerul de Finanțe și unde naibii s-a dus deficitul țării, atunci chiar a fost o problemă. Una peste alta, ceea ce am vrut să vă arăt cu această, să zicem, nu știu, cu acest eveniment destul de neobișnuit, să zic, pentru o situație ca la Olchim, este faptul că n-ar fi rău. Nu e nimic rău în faptul că avem un ministru al economiei, care, uite, a fost și ministru de finanțe înainte, care e așa puțin poet, puțin cu pasiune pentru dramaturgie. Ăsta este un lucru bun, cu condiția să rezolvăm și problemele. Sindicaliștii de acolo i-au pus niște probleme foarte concrete. Dom'le, ai zis că faci așa, așa și așa. De ce n-ai făcut așa? Iar ministrul le-a zis ca... Moromete lui Fisu, când a înțeles și azi, o să plouă, mă înțelegeți? Și a tăiat cu chestia asta cu Hamlet, că n-au știut săraci oameni ce să înțeleagă. Vă mărturisesc că nici eu n-am înțeles ce a vrut să facă ministrul Varujan Vosganian. Cert este însă că după o astfel de atitudine, lucrurile la Vâlcea nu cred că s-au detensionat foarte mult. Foarte probabil la următoarea întâlnire cu ministrul economiei o să vină toți cu Shakespeare așa sub braț, eventual în engleză, ca să poată să-l facă din traducere, mă gândesc eu. Acum că am trecut de faza asta ușor comică a emisiunii, haideți să vorbim de lucruri mai serioase, oameni buni, pentru că avem ceva probleme în țara asta. Veniturile medii ale unei gospodării de români au crescut în acest an, dar au crescut doar cu 1,6%, în condițiile în care știm și știm cu toții, prețurile au sărit cu 5%. Ceea ce înseamnă, aici este un minus implicit și o sărăcire, dar, mare atenție, cheltuielile medii ale unei gospodării au crescut de asemenea și au crescut cu mai mult, de fapt aproape dublu decât veniturile. Cum se explică chestia asta? Păi dacă au crescut, bineînțeles, prețurile, nu ai ce face. Mai tai din altă parte și te duci pe cheltuieli mai mari, pentru că e vorba de ce poți face ca să trăiești.
Statistica Națională a publicat datele privind salariul mediu din România pe luna mai și calculele arată că românii au primit mai mulți bani decât în mai 2012. Cam 117 lei este diferența calculată în plus la salariul brut, însă majorările sunt explicate de deciziile guvernului de a reîntregi salariile bugetare, ceea ce înseamnă că această creștere vine mai ales din zona bugetarilor. Față de luna anterioară, salariul mediu a scăzut cu 3%. Și aici există o explicație dată de faptul că în aprilie salariile au fost completate și de bonusurile acordate pentru Paște. Salariul mediu net a fost de 1611 lei în luna mai a acestui an, cu 50 de lei mai mic decât în luna aprilie. Cei mai mulți bani i-au primit cei care lucrează în industria petrolieră și cea a gazelor naturale. Peste 4.000 de lei au încasat aceștia în luna mai, în timp ce personalul din hoteluri și restaurante nu au luat nici măcar 900 de lei. Potrivit statisticii oficiale, cele mai mari reduceri ale salariului mediu net le-au resimțit cei care lucrează în activitățile auxiliare intermedierilor financiare, inclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii, dar și în domeniul intermedierilor financiare. Aproape 3.800 de lei au câștigat salariații din aceste domenii în luna mai, cu peste 20% mai puțin decât în aprilie. Asta nu înseamnă însă că le-au fost tăiate salariile, ci că primele primite de ei pentru Paște au fost cu mult mai mari decât cele plătite în alte domenii. În ceea ce îi privește pe bugetari, profesorii au primit un salariu mediu de aproape 1.530 de lei în luna mai, cu aproape 3% mai mult decât în aprilie. În administrație publică însă câștigul salarial s-a redus cu 5 lei. Mă tot uit la avionul ăsta Altarom, care pare să decoleze în momentul de față la tensiunile care sunt în compania respectivă. Nu știu dacă lucrurile stau exact așa. Pe de o parte, Consiliul de Administrație îl acuză pe managerul belgian că nu a reușit să pună pe picioare compania și că n-are vână, cum se spune, pentru a lua decizii dure de restructurare. Iar pe de altă parte, Christian Heinzmann acuză că totul e de fapt numai o dorință a celor din Consiliul de Administrație de a-l da la o parte din vârful companiei. Războiul din interiorul Tarom a ieșit la suprafață după ce Lucian Isar, un fost membru în Consiliul de Administrație, a început să dea detalii pe blogul personal. Acesta a anunțat că în cadrul companiei se pun mari presiuni pentru demiterea actualului manager și pentru ca Tarom să ajungă pe mâinile unor anumite persoane. Problemele cu stabilirea managementului Tarom au apărut încă de la început. Primul manager privat ales de Consiliul de Administrație de la Tarom, Heinrich Fischtupil, n-a rezistat mai mult de o săptămână în fruntea companiei. Austriacul a anunțat în luna octombrie anului trecut că pleacă din fruntea companiei din cauza unor neînțelegeri legate de condițiile și criteriile de performanță care au fost impuse prin mandat. La scurt timp după demisia austriacului, Consiliul de Administrație anunța cu mândrie că s-a găsit omul potrivit care să manevreze frâiele Taromului, tot un străin. Belgianul Christian Heinzmann a preluat funcția de manager privat la Tarom în luna noiembrie și a venit în spate cu o experiență de 25 de ani în industria aviatică. Recomandarea lui era că a reușit să implementeze cu succes o strategie de restructurare pentru compania națională luxemburgheză Luxair. Deși la început laudele pentru străinul care avea să pună pe picioare Taromul erau cu duiumul, acum situația s-a inversat. După 7 luni de mandat, Consiliul de Administrație și-a dat seama că belgianul nu e nici pe departe atât de bun pe cât se credea, căci n-a reușit să îndeplinească nici 30% din obiectivele propuse la începutul mandatului. Atunci când l-am provocat pe domnul Heinzmann, pe directorul general, și l-am întrebat, mi-a spus că are nevoie de 4 ani și că vrea să facă o restructurare prietenoasă. Din păcate, Taromul n-are 4 ani, mai mult de un an jumate n-are la dispoziție, pentru că se termină fondurile, și dacă nu facem până atunci restructurarea, Taromul va avea soarta malevului. Și în al doilea rând, și asta e foarte important, da, nu există restructurare prietenoasă. Așa s-a ajuns în situația în care mandatul de conducere al belgianului Christian Heinzmann a fost redus de la 4 ani la 1 an, iar Nicolae Demetriade, fost director al Tarom, a intrat pe postul de director executiv, preluând practic pâinea și cuțitul belgianului. De ce l-am numit pe domnul Demetriade? Da. L-am numit pentru că am simțit nevoia unei suplimentări de resurse pentru că să se urgenteze măsurile de implementare ale planului de management. Dar Tarom și-a redus pierderile cu 45% în primele 5 luni ale anului față de aceeași perioadă anului trecut. Cei din Consiliul de Administrație recunosc cifrele bune ale Taromului, dar spun că rezultatele n-au nicio legătură cu deciziile luate de belgian, ci reprezintă doar o oscilație sezonieră, un plus adus de perioada de concedii în care încărcarea avioanelor este mai mare. They are totally wrong and I don't understand their comments and I think it's very, very subjective. Do you think that there is a fight to gain control of the company? Yes, it seems like it, yes. I'm not surprised because for the moment I'm trying to do my job, but with all the interference it's becoming very, very difficult. În primele 4 luni ale anului, Tarom a înregistrat pierderi de 66 de milioane de lei. Încă sunt foarte mari, dar tot sunt cu 30 de milioane de lei mai mici decât rezultatul estimat în planul de management.
Haideți să ne lămurim. În seara asta, la ora de business, domnul Nicolae Demetriade, director executiv, zic bine, director executiv? Administrator, director executiv, da. Deci, până la urmă, sunteți în echipă cu domnul Heitzman, sunteți împotriva lui, i-ați preluat din atribuții, explicați-ne un pic. În primul rând, să stabilim că avionul este unul vechi, că nu este în decolare, că nu mai avem în flotă. Doi, că nu este un război în Tarom. Și cel mai important lucru este că la Tarom, în afară de disputele care sunt în presă, fac deliciu pentru toată lumea, mai puțin pentru noi companie, personalul își face foarte conștiincios și serios datoria și avioanele noastre merg, ajung la destinație, sunt bine întreținute din punct de vedere tehnic și ne dă certitudine că vom avea un viitor mai bun. Deci în momentul de față compania este administrată de dumneavoastră sau de domnul Heitzman? Am auzit ce transmitea domnul Heitzman. Îmi pare rău că avem păreri diferite. Dânsul este în continuare cu aceleași puteri care le-a avut și până în prezent. Eu am fost împuternicit de Consiliul de Administrație pentru a impulsiona realizarea măsurilor din planul de management. Ce înseamnă a impulsiona? Avem un manager privat, nu? Ăsta e domnul Heitzman. Da, adică responsabilitatea cine o poartă până la urmă, dumneavoastră sau domnia sa? Nu, responsabilitatea o poartă Consiliul de Administrație pentru realizarea măsurilor în totalitate a planului de administrare și a planului de management, fiindcă Consiliul de Administrare supraveghează ceea ce se întâmplă în companie și sesizând că sunt inadvertențe în timingul pentru îndeplinirea acestor măsuri, normal că a trebuit să intervină. Domnul Heitzman are în continuare toate prerogativele, dânsul semnează absolut toate documentele, nu i s-a știrbit absolut nimica din atribuțiuni. Ce se întâmplă acum? Aia are ca orice companie, în orice companie, numai la Tarom sau indiferent de vreți, există un director adjunct. Ceea ce fac eu acum, n-am semnat absolut nimic, nu am intrat peste domnul Heitzman cu absolut nicio problemă. Probabil că dânsul se simte puțin așa tratat la alt mod decât a fost până acum, fiindcă executivul, deci noi, executivul nu mai are încrederea pe care a avut-o inițial din partea Consiliului de Administrare. Haideți să mergem pe lucruri puțin mai concrete, mă gândesc eu și vă propun și dumneavoastră. Domnul Heitzman spune că anumite persoane vor să pună mâna pe Tarom. Dumneavoastră ați intrat mai târziu în Consiliul de Administrație, dacă nu mă înșel, chiar pe locul lui lăsat liber de Lucian Isar, nu-i așa? Nu, e o mică confuzie. Am ajuns înainte și la vreo lună domnul Isar a fost obligat de alte împrejurări, nu din cauza Taromului să plece. Bun, deci ați ajuns mai târziu în Consiliul de Administrație, iar la două luni după ce ați intrat acolo, ați fost propulsat direct pe o funcție executivă extrem de puternică, da? Practic, nu știu dacă domnul Heitzman va face ceva fără dumneavoastră sau dumneavoastră ceva fără domnia sa. Asta în condițiile în care dumneavoastră ați mai condus Taromul într-o altă perioadă de guvernare PSD. Așa că eu o să vă întreb foarte direct. Dumneavoastră sunteți un om impus de un partid aflat la guvernare la Tarom sau sunteți un specialist? Dacă priviți în urmă și vedeți ce s-a realizat în perioada în care eu am fost director general la Tarom, o să realizați că provin din mediu. Nu pot să zic că sunt cel mai bun specialist, dar cred că sunt cel mai bine conectat la realitățile industriei de aviație, că indiferent dacă am plecat de acum 12 ani de acolo, după ce am dus compania într-o poziție, nu avem timp să discutăm acum, odată tot va trebui să afle toată lumea. Eu să fie și de pe pierdere, nici măcar în perioada în care l-ați condus noastră până în 2004. Permis să vă spun un singur lucru, că nu vrem să plictisim în lumea. L-am luat fără niciun ban în cont și cu 52 de milioane datorii și după 2 ani de zile l-am lăsat fără nicio datorie, dar absolut nicio datorie și cu un cash disponibil în cont de 47 milioane de dolari. Dar tot n-a reușit să facă profit. Nu era pe profit atunci. În 15 martie am făcut un plan de restructurare, 15 martie 2001, am spus că în 2005, dacă se păstrează propunerile prevăzute în plan, compania va ajunge pe profit. Eu n-am mai fost din 2002, dar s-au schimbat încă 4 directori care n-au reușit să modifice nimic din planul de restructurare și în 2005 compania a fost pe profit. În următorii 2 ani s-au adunat și mai mulți bani în visteria companiei. Dar nenorocirea a fost că iară s-au schimbat directorii și a venit cineva care a stat 3 ani și a pierdut 300 de milioane de euro. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Adică răspund, da. V-a pus PSD-ul, v-a trimis PSD-ul acolo cu un plan sau aveți altceva în gând? Când eu am, în perioada când am fost la conducerea Taromului în 2002,
N-am avut absolut nicio afinitate politică, nici după aceea nu mi-am schimbat vederile mele, deci am fost întotdeauna independent și voi fi absolut cât pot să mă desfășor. N-am nicio legătură cu niciun partid. Sunt venit, probabil, fiindcă, dacă nu știți, eu am avut dispute la televizor pe tema planului de management al companiei, dacă nu știți, vă spun acum, în care am avut dispute serioase cu Consiliul de Administrație. Trebuia să vă adresez această întrebare, pentru că a fost, practic, fără să o spună cuvânt cu cuvânt, asta a fost ce a sugerat domnul Heinzmann, sau cel puțin eu așa am... Și atunci v-am întrebat acest lucru foarte direct. Bun, deci sunteți independent, n-aveți nicio treabă cu PSD-ul, chiar dacă ați mai condus Taromul într-o perioadă în care PSD-ul a fost la guvernare. Nu. Acum, haideți să venim la fondul problemei. Această companie națională, de care noi suntem mândri că o mai avem încă, alte națiuni nu și-au mai permis sau le-au băgat în faliment, ne costă totuși în fiecare an o grămadă de bani. Foarte mulți bani. Spuneți-mi, care credeți noastră că este efectul acestui scandal care ar fi trebuit poate să rămână în interiorul Consiliului de Administrație asupra mea, care poate săptămâna viitoare în concediu s-ar putea să plec din țară cu o companie aeriană. Deci ce ar trebui eu să înțeleg din toată povestea asta? Ar trebui să înțelegeți că actualul Consiliu de Administrație încearcă să gestioneze foarte corect situația. Faptul că am rămas cei din Consiliu într-o zonă în care doar i-am permis domnului Sar și domnului Heinzmann să vină cu niște lucruri pe piață care nu sunt în niciun caz reale, a fost o greșeală de înțelegere din partea noastră de a trata această problemă, fiindcă noi nu ne-am închipuit că se ajunge aici. Nu aveam interesul și imaginea companiei în momentul de față are de suferit, iar domnii care clamează faptul că iubesc compania, că iubesc România, asta cu cred iubitul, că nu, nu știu cât contează în business. Mă gândesc de cei care domnul Heinzmann așa a declarat în zilele anterioare. Nu vreau să intru într-o dispută vis-a-vis de dânsul, dar... Nu, eu vă întreb cum o să rezolvați această dispută. Disputa există doar la nivelul declarațiilor, fiindcă în rest toate problemele companiei se desfășoară în mod foarte normal. O să vă uitați cu semnul întrebării la mine, dar categoric toată lumea își face, deci piloții, mecanicii, cei care trebuie să asiste și să asigure securitatea zborului, își fac treaba impecabil și nu avem de ce să ne întrebăm asupra lor. Problema este că a venit vara, că acum este o perioadă foarte bună pentru toate companiile aeriene, că toate cursele sunt pline și ne ajută și pe noi, însă va veni categoric și reversul în lunile septembrie, octombrie, noiembrie și toată iarna când vom avea probleme. Noi tocmai asta vrem să preîntâmpinăm, să nu ajungem într-o situație care să ne ducă în acel punct de unde nu mai e loc aici de întors. Aici vreau să fiți foarte specific. Ce vreți dumneavoastră, hai să zicem dumneavoastră Consiliul de Administrație sau dumneavoastră Demetriade, puteți să răspundeți cum vreți la această întrebare și nu voia Heinzmann să facă? Domnul Heinzmann s-a angajat un plan de management care l-a făcut pe 4 ani, cât avea dânsul mandat, și la început a zis că în 4 ani va trece pe profit compania. Pe urmă s-a mai răzgândit și a venit cu o țintă așa mai aproape de adevăr și a zis 3 ani, dar e nor de mult. Compania nu mai are atâtea resurse financiare, fiindcă trebuie să rețineți că, să remarcăm că această companie, spre deosebire de altele, nu are datorii și se subvenționează încă. Deci dumneavoastră vreți o restructurare mai dură, mai abruptă? Da, spre deosebire de domnul Heinzmann, care spune că vrea să facă o restructurare prietenoasă, noi nu vrem să fim nici prietenoși, nici duri. Trebuie să fim foarte exact. Și mai exact, în ce ar consta această restructurare? Categoric, în afară de toate celelalte probleme care trebuie să afectate, toate costurile care nu și-au rolul în această perioadă, trebuie să ajungem și la personal. S-ar putea, restructurarea nu înseamnă numai tăierea personalului, înseamnă, s-ar putea chiar să adăugăm în unele zone de activitate. Nu știți exact? Sunt altele. Sau știți? Acum, deci de 2 săptămâni de când sunt acolo, facem analize, deci asta fac, analize cu toate zonele de activitate, astfel încât să găsim un optim de personal care să ne asigure niște costuri în care să ne putem încadra la nivelul competiției, că dacă noi rămânem tot acolo unde am fost până acum, până în prezent, cu niște costuri foarte ridicate, e greu să facem față competiției. Aș vrea în final să le transmiteți un mesaj călătorilor, celor care merg cu Tarom. De ce să meargă cu Tarom?
Sunt companii care sunt mai ieftine decât Arom, sunt companii care, să zicem, au un prestigiu sau un renume, sau oricum nu trec într-un scandal în Consiliul de Administrație în momentul de față. De ce ar alege Arom? Pentru că sunt români? Nu, pentru că sunt român, fiindcă toată lumea încearcă să-și găsească cea mai bună soluție de zbor, adică ce mai ieftină. Nu poți, adică românii n-au ajuns încă la acel stadiu încât să aprecieze brandul sau faptul că, nu știu, patriotismul. Și nici noi nu vrem asta. Vrem ca să ajungem să oferim tuturor pasagerilor servicii foarte bune, cum am oferit și până în prezent, o securitate maximă și dacă vedeți când se aterizează pasagerii, toți aplaudă, fiindcă piloții români se deosebesc de ceilalți, nu vreau să acuz pe nimeni, dar au un alt antrenament, mult mai atent, mult mai serios, și faptul că sperăm ca în scurt timp să putem să competiționăm de la egal la egal și cu companiile de low cost în privința prețurilor și cu companiile legacy care oferă și servicii mai multe, dar și tarife mai mari. Vă mulțumesc. Deci, sperăm să rămânem în piață și să nu lăsăm pasagerilor șansa să plece numai cu alte companii mai departe, să meargă măcar până în puncte mai apropiate în Europa cu Tarom. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Ora de Business. Și eu mulțumesc. În perioadele de neîncredere în bănci, oamenii cumpără aur. Românii bogați, cărora banile sunt garantați cu plafon, au cumpărat și ei. Și au cumpărat atât de mult încât o singură bancă, e drept cea mai mare, raportează că a vândut clienților din România peste 2 tone de aur. Pentru că am început emisiunea de astăzi cu o discuție despre muncă și locuri de muncă, aș vrea în seara asta să și demitizăm o chestie care circulă așa, mai ales printre internauți. Dacă ai nevoie doar de un calculator și un telefon ca să-ți poți face meseria, îi poți propune șefului tău să te lase să muncești de acasă, măcar câteva zile pe săptămână la început, să vezi cum merge. Munca de acasă reduce într-adevăr costurile companiei și îi face pe angajați mai productivi. Așa arată unele studii. Alte studii însă arată că lucrurile sunt mai complicate de atât. Adică angajații care nu lucrează în birou au șanse mici de promovare în companie, iar șefilor îi pot coordona extrem de greu. Cu cât tehnologia a devenit mai performantă și telecomunicațiile mai ieftine, a devenit din ce în ce mai ușor să muncești de acasă. Teoretic, practica asta poate însemna doar să faci teren, dar să nu ai un birou la firmă. Desigur, nu orice meserie îți permite să transformi masa de la bucătărie în birou, dar dacă ești contabil, ITist sau operator call center, poți lucra acasă la fel de bine ca la birou, sau chiar mult mai bine, spun unele studii care sunt însă contrazise de multe ori de realitate. Desigur, există avantaje evidente ale lucrului de acasă atât pentru angajat cât și pentru patron. Dacă lucrezi de acasă, nu mai pierzi o oră sau două zilnic în mijloacele de transport în comun. Scapi de o parte din stresul de a da ochi cu șeful. Te poți concentra mai bine asupra sarcinilor dacă nu te mai deranjează niciun coleg care are chef de taclale, iar în cele din urmă devii mai productiv. În același timp, companiile care își trimit angajații să muncească de acasă au birouri mai mici și mai puține și cheltuiesc astfel mai puțin pe chirii. Însă, pe lângă avantaje, munca de acasă are și dezavantaje, iar cei care pierd cel mai mult sunt chiar angajații. Înainte de toate, ca să muncești de acasă trebuie să fii foarte disciplinat. Cum nu mai există presiunea programului, să te apuci mai greu de lucru, spunându-ți că vei îndeplini sarcinile de serviciu puțin mai încolo. Poți pica ușor în extrema cealaltă, în care muncești mult mai mult de 8 ore pe zi, pentru că pur și simplu pierzi noțiunea timpului. În același timp, când lucrezi acasă, afli ultimul deciziile importante pe care le iau șefii tăi, iar un studiu al Universității Stanford arată că angajații de acasă sunt promovați mult mai rar decât cei care lucrează în sediul firmei. În primăvară, Yahoo a decis să își recheme la birou toți angajații care lucrau la distanță. Într-un comunicat intern, șefa Yahoo, Marissa Mayer, le spunea atunci subalternilor ei că viteza de execuție și calitatea muncii sunt adesea sacrificate când muncim de acasă. Yahoo trebuie să fie o companie unită, iar pentru asta trebuie să fim împreună în același loc. Unele companii aleg însă calea de mijloc și le permit angajaților să muncească de acasă doar o zi pe săptămână sau doar în timpul anumitor proiecte. Da, ce face internetul ăsta din oameni? Ne schimbă viețile, trebuie să fim foarte atenți să nu ni le schimbe într-un mod în care nu ne-ar putea plăcea. Cred că așa gândesc mulți dintre funcționarii statului român, pentru că chiar dacă în mod normal acum toți românii ar fi putut să-și plătească pe internet dările către stat, acest lucru nu se întâmplă. Programul ghiseul.ro, de care poate ați auzit așa că nu merge peste tot, merge extrem de lent spre extindere la nivel național, deși o hotărâre de guvern în acest sens arată că sistemul ar fi trebuit implementat deja de toate primăriile din țara asta de mai bine de un an. Bineînțeles că genul acesta care îți desințează ghișeul efectiv și ți-l face virtual poate lăsa niște funcționari fără locuri de muncă. Totuși,
Totuși, în acest an, vreau să vă spun că s-au făcut plăți pe internet, semn că noi ne mișcăm, indiferent că vor funcționarii sau nu, funcționarii statului, cât nu s-au făcut în 2 ani de până acum. Lipsa promovării, dar și a interesului autorităților locale a dus la o ascensiune lentă a programului prin care cetățenul își poate plăti impozitele pe internet. În 2010, o hotărâre de guvern care anunța înființarea site-ului ghișeul.ro prevedea că este obligatorie implementarea sistemului și fiecare primărie trebuie să facă asta într-un an și jumătate de la intrarea în vigoare a legii. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, căci deși au trecut 2 ani și 3 luni de atunci, numai 62 de primării au inclus programul în sistemul lor de colectare a banilor de la populație. Asta în ciuda faptului că numărul plăților este în mare creștere în acest an. Potrivit datelor, ghișeul.ro a generat plăți de 2 milioane de euro de când a fost lansat. Interesant este că jumătate din aceste tranzacții s-au efectuat numai în primele 6 luni ale anului. Din ianuarie până în iunie s-au efectuat peste 20.000 de tranzacții de plăți, iar în total acestea au ajuns la 43.000. Asta înseamnă că într-o jumătate de an s-au colectat 1 milion de euro. Estimările arată că dacă ritmul se va menține, sumele ar putea crește la 10 milioane de euro până la sfârșitul lui 2014, cu o condiție însă și numărul primăriilor care intră în program să crească cel puțin la fel de mult ca până acum, de la 28 în 2012 la 62 în 2013. Alții din contră, bine, e în funcție și de perioada de criză sau de creștere pe care, prin care trece o societate, alții mai cu bani așa au din ce în ce mai puțină încredere în sistemele informatice și chiar în depus banii cu numerarul la bancă. Vedeți dumneavoastră, din momentul în care se limitează, practic se limitează garanțiile pentru depozite, cei mai bogați ce trebuie să facă? Da, 100.000 e bine pentru un cetățean obișnuit, dar pentru unul mai cu bani nu e. Așa că au început să cumpere. Și nu vorbim aici despre străini, vorbim despre români care au cumpărat 2 milioane de tone de aur și asta a reieșit doar din raportările unei singure bănci. Românii care nu vor să-și țină economiile în conturi bancare investesc din ce în ce mai mult în aur. Atrași de cotațiile în creștere ale metalului prețios, românii cumpără lingouri de aur de 24 de carate. Cea mai mare bancă de la noi a vândut clienților săi peste 2 tone de aur în ultimii 4 ani. Cei care au cumpărat aur în 2009 și l-au păstrat au făcut o afacere bună pentru că acum un gram valorează de aproape 2 ori mai mult decât au plătit la începutul crizei. În iulie 2009, gramul de aur era cotat la 89 de lei, în timp ce valoarea sa de astăzi este de aproape 140 de lei. Nu la fel de bine le-a mers celor care au cumpărat lingouri în perioada de vârf a cotațiilor. La jumătatea lui 2011, un gram de aur era cotat la cursul Băncii Naționale din România la 170 de lei și valoarea sa a continuat să crească timp de un an de zile. Vârful a fost atins în toamna anului trecut, atunci când, potrivit datelor de la BNR, un gram de aur se vindea cu peste 200 de lei. Din octombrie 2012 până acum, prețul aurului a scăzut cu 60 de lei, dar chiar și așa rămâne o investiție sigură. BCR susține că cele 2 tone de aur pe care le-a vândut în ultimii 4 ani către clienți reprezintă în bani cam 300 de milioane de lei, iar BCR nu este singura bancă din România care oferă această opțiune clienților săi. Piraeus Bank oferă de asemenea lingouri de aur și, spre deosebire de BCR, nu se adresează exclusiv oamenilor bogați, ci întreg portofoliului de clienți. Cea mai mare cantitate de aur de la noi este însă în rezerva Băncii Naționale. La sfârșitul lunii trecute, datele BNR vorbeau despre aproape 104 tone de aur estimate la peste 3 miliarde de euro. Aceeași cantitate de aur se găsea în rezerva BNR și la finalul lui 2012, dar la cotațiile de atunci valora cu peste 1 miliard de euro mai mult. 2 tone am vrut să zic, să știți. 2 tone, nu 2 milioane de tone, că deja l-am făcut pe Isărescu invidios și toată rezerva lui de la Banca Națională. 4,4403 astăzi euro la oficial, în scădere, cel puțin la cursul oficial. Să știți că în piață s-a dus mai jos. Am anticipat corect, s-a dus spre 4,43, însă s-a cam oprit pe acolo. Ia uitați-vă puțin. O să vă fac o mică trecere în revistă, să zic așa, nu mai zic analiză că mi-e și frică de termenul ăsta, a unei perioade mai lungi, pentru că astăzi este ultima ediție din acest sezon și o să, poate în următoarea lună vreți să știți ce faceți cu valuta. Ceea ce vedeți aici este perioada practic de bulversare, care a început la 1 iunie cu o creștere fantastică pe o ieșire de capital din România, creștere care s-a domolit în momentul în care cumpărătorul n-a mai cumpărat, da, a coborât destul de mult și din nou am avut de data asta, asta a fost o bulă speculativă. Deci dacă asta n-a fost, a fost o ieșire de capital, asta a fost o bulă speculativă, după care ne-am calmat cu toții și ultimele zile ne arată de fapt că există o tendință de calmare a cursului și de stabilizare în apropierea acestui nivel de 4,45. Acum,
urmând o perioadă de vară, eu mă gândesc, pentru că și traderii își au concediu, mă gândesc că e foarte posibil ca în această perioadă să nu fluctueze foarte mult. Adică să stea între 4,45 până în 4,5 și înapoi eventual de la 4,45 în jos până la 4,4. Cu mențiunea că nici 4,4 și nici 4,5 nu sunt niște praguri așa de netrecut, deci poate să mai ducă și mai jos și mai sus. Dacă ne uităm însă pe o perioadă mai lungă, adică de la începutul anului, vedem că, de fapt, cursul își caută echilibru acolo unde l-avea el înainte de acest mare deranj pe care l-am avut la începutul lunii iunie. De aceea mă gândesc eu că poate, după ce trece vara, adică undeva pe la sfârșitul, pe la jumătatea lunii august sau mai la începutul ei, nu sunt mama omii, dar să știu exact când, este posibil să avem o revenire a cursului, mai ales dacă avem și niște date economice bune, undeva mai jos de 4,4 către 4,3, acolo unde era echilibrul în momentul în care ne obișnuisem cu faptul că economia României crește într-un ritm mai bun decât economia zonei euro. Protestele din Brazilia și vremea proastă au ieftinit cafeaua în întreaga lume. Poate nu v-ați dat seama, pentru că la rafturile din România nu s-a ieftinit. Cafeaua la plic și cea gata preparată din cafenele nu mai poate rămâne însă foarte mult la aceste prețuri, chiar dacă acum intermediarii și patronii teraselor fac un profit frumușel. O știți pe aia cu Dumnezeu care nu bate cu parul, nu? Probabil știți de asemenea că vânzările Peugeot și acasă în Franța și peste tot în Europa sunt într-o scădere senzațională. Bineînțeles că cei de la Peugeot fac concedieri pe continentul nostru și deschid fabrică după fabrică în China. De-aia zic, nu spun eu că mașina asta e urâtă și că m-aș fi așteptat la mai mult de la ei. Adică în momentul în care vii și înlocuiești două mașini frumoase cu una și aia ți este urâtă, e o problemă. Dar de-aia zic, Dumnezeu nu bate cu parul. Peugeot 301 și Citroën Sedan Saint-Élysée sunt mașinile pe care cel mai mare constructor francez vrea să le facă în cea de-a treia uzină pe care a deschis-o în China. Planurile de extindere ale Peugeot Citroën în Asia contrastează cu măsurile dure pe care compania a trebuit să le ia în Europa, unde vrea să dea afară peste 10.000 de angajați și să închidă o fabrică din apropierea Parisului. Decizia producătorului auto francez este însă justificată de faptul că vânzările în China au crescut cu 32% în primele 5 luni ale acestui an, în timp ce în Europa vânzările de autoturisme sunt la nivelul de acum 20 de ani. Peugeot speră că le va vinde chinezilor cam 557.000 de mașini anul acesta, după ce anul trecut a reușit să le vândă 500.000. Francezii fac mașini mici pentru o piață a vehiculelor pentru pasageri care a crescut cu 15% în China de la începutul acestui an. Un alt motiv pentru care mai toți constructorii auto și-au deschis uzine în China este o taxă pe care ar trebui să o plătească dacă vor să vândă acolo mașini făcute în alte colțuri ale lumii. China percepe pentru mărcile importate o taxă care poate să ajungă până la 25% din prețul mașinii. În 2012, vânzările totale de mașini din China au fost de 19,3 milioane de modele, iar constructorii auto mizează în continuare pe cea mai mare piață auto din lume pentru a compensa scăderile din țările europene. Însă în China nu doar se vând mașini, ci se și construiesc. La începutul anului, Financial Times scria că uzinele auto vor face în total 19,6 milioane de mașini, cu peste un milion mai multe decât producția auto estimată pentru Europa. Da, nu știu, poate s-au supărat fanii Peugeot. Eu sunt unul dintre fanii Peugeot, să știți. Am de 8 ani o mașină Peugeot care mi-a plăcut foarte mult și aș vrea un singur lucru să vă spun, că în momentul în care am luat decizia de cumpărare sau înainte de a lua decizia de cumpărare, am făcut niște drive teste, cum se zice, da? Adică am condus și alte mașini. Între altele, mașini japoneze pe care le-am comparat și am zis, e mai... sunt mai bune decât Peugeot, sunt mai tari decât Peugeot, dar asta mi-a plăcut că era frumoasă, nu asta, alta, mi-a plăcut pentru că era frumoasă. În momentul în care a trebuit totuși să iau decizia, m-am gândit la următorul lucru, vreau o mașină europeană, e altceva decât o mașină asiatică, fie ea și japoneză. Dacă le fac în China, nu știu dacă nu cumva raționamentul meu de atunci și decizia mea nu va fi cumva la nivel european. Și poate că ar trebui să începem cu toții să gândim în felul ăsta, nu știu dacă la nivel european, sau poate ar trebui să ne gândim mai mult la mărcile românești. Despre asta vă mai vorbesc eu la un moment dat. Doamnelor și domnilor, poate vi s-a ieftinit cafeaua. Poate vi se pare mai bună la gust în momentul în care o gustați și nu vă dați seama că e la fel de fapt și la preț și la gust. Protestele din Brazilia și vremea proastă au ieftinit atât de mult cafeaua în întreaga lume, încât e posibil ca în perioada următoare să vedeți și noastră o scădere a prețului la rafturi. Ceea ce încerc să vă spun este că în momentul de față, doar cei care vă fac cafeaua, dacă o beți la o cafenea, sau cei care vă vând, sunt cei care simt această ieftinire într-o creștere fantastică a profitului.
Cafeaua neprelucrată vândută pe bursele internaționale de mărfuri este în momentul de față cam cu 61% mai ieftină decât în 2011, când atinsese prețul maxim al ultimului deceniu și jumătate. Însă nu trebuie să te aștepți la o ieftinire a cafelei și în hipermarketuri sau în cafenele, căci de pe urma acestui proces de ieftinire vor să profite atât cei care prăjesc și macină cafeaua, cât și cei care o vând mai departe populației. Și într-o oarecare măsură, de pe urma acestui fenomen câștigă și marile plantații de cafea din Brazilia și Columbia, de la care au pornit ieftinirile de la bun început. Cum realul moneda națională a Braziliei s-a devalorizat puternic în ultima perioadă, în mare parte din cauza protestelor masive care au avut loc în marile orașe, cultivatorii de cafea și-au dat seama că este momentul potrivit să facă rost de valută. În mod identic de o devalorizare a monedei naționale are parte și Columbia, un alt mare producător de cafea. În aceste condiții, cultivatorii de cafea din aceste două țări exportă cât pot de mult și în același timp își permit să le ofere și un discount intermediarilor. În final, exporturile mari și ieftine ale brazilienilor și columbienilor au redus prețul cafelei neprelucrate în întreaga lume. Efectul ieftinirii se va vedea în profitul lanțului de cafenele Starbucks, care a fost cu 20% mai mare în al doilea trimestru potrivit primelor estimări. Mai exact, Starbucks a adus cafea neprelucrată mai ieftină din America de Sud, dar a menținut neschimbat prețul cafelei preparate. Iar în perioada următoare, prețul cafelei braziliene ar putea scădea și mai mult după ce regiunile marilor plantații au avut parte de precipitații abundente. Doamnelor și domnilor, este final de sezon pentru Ora de Business. Ceea ce vă urez eu este să aveți o vară frumoasă, să nu o petreceți toată singur sau cu familia, pentru că noi din august ne întoarcem chiar la începutul lunii august. De aceea, ceea ce vă urez în numele echipei Busy Day este să aveți o vacanță frumoasă și pe 5 august să fiți înapoi la ora 19 pe TVR1. La revedere!